Bun găsit, doamnelor și domnilor, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție de replica ta. Astăzi, alături de mine este colegul și prietenul meu, Volodia Macovei, analist politic, dar vom analiza foarte multe situații interesante, cel puțin, și atât ne-am grăbit de tare încât nu am mai putut aștepta până luni și vrem să vă ducem informațiile și analiza noastră în acest weekend, ca să nu de alta, de să aveți un weekend liniștit. Am zis bine, bine ai venit Băladea. da, să aibă oamenii ce, ce comenta. Mesteca. Da. în primul rând aș vrea să încep cu o veste nu foarte bună, mai tristă spun așa. Zilele trecute a venit cu un altul meu din Germania și chiar l-am întrebat, era primul lucru pe care am zis că o să-l întreb când vine, dacă a fost controlat la aeroport, apropo de Schengen. Și a spus că nu e nicio diferență între ce a fost înainte și ce este acum. Nu la noi, într-adevăr, deci la noi, noi respectăm aerop pe aeroporturile noastre din străinătate și am avut un prieten care a venit din Franța și la fel a spus că da, pentru, noi... pentru România e doar pe hârtie. Controlele se fac exact la fel, ți se cer actele și așa mai departe. De, de când a fost uh, rezolvată această semitransparență Schengeniană pentru România, ca să folosim așa o da, Un da. limbaj poetic, alt să nu-i înjurăm. Adică era evident că e o prostie. Controlele în aeroporturi, din două motive. Una că, în general, cum să spun eu, cei care controlează în țările din Europa Occidentală românii care vin de la noi sunt extrem de prudenți, dar nu pentru că urăsc românii, ci pentru că au descoperit de-a lungul timpului multe încercări de a face să treacă lucruri interzise încolo. Una la mână. A doua la mână pentru că datorită alertei destul de ridicate la terorism de-a lungul ultimilor ani, în general, controlele pe aeroport sunt ținute foarte strict, indiferent că e Schengen, că nu e Schengen, nici nu are importanță povestea asta. Pentru noi, intrarea în Schengen era importantă, asta cu Mașinile cu vor transportul. În principal pentru partea asta care ține de economic. Călătoriile noastre în străinătate, în spațiu Schengen, și până acum se făceau relativ ușor, și de acum încolo, tot relativ ușor, nu s-a schimbat nimic. Acum, problema este alta. E o problemă aici de atitudine. Pentru că să spun de ce. Normal, știi ce ar fi însemnat asta? De fapt, dacă, dacă vrei să călătorești din România spre țara Schengen. În momentul în care ai biletul, pentru că pe biletul, în momentul în care tu ți biletul, sunt toate datele tale acolo când se dă biletul. Adică nu e ca și când mm. nu ai ști cine este. Pentru că îți spune întrebarea, domnule, stai un pic, de unde știe ăla uh, simplu din bilet că nu sunt eu unul care n-are acte și așa mai departe. Ceea ce e o întrebare logică, dar nu este chiar așa pentru că biletul nu poți să ți iei pe numele al cu, cuiva și așa mai departe și oricum când se face, când faci boarding-ul și când treci până... Uh, prin Când fi... faci prima verificare, verificare. în barcarea, exact. la, ce check la, da, la ai ce să mai, că acolo ești verificat. Dar, mai mult decât atât. La avioanele de România. Și nu, e o constatare, din păcate, na, asta este. Adică, până la urmă, tot români suntem până la capăt. Exact cum spuneai tu. Și în momentul în care vom avea Schengen rutier, vor mai fi controle aleatorii. Deci să nu credem că nu mai ai niciun control. Da, dar pe rutier este un avantaj mare. Pe, nu mai pe rutele da. aeriene nu este niciun avantaj. Îți mai dau un exemplu. Eu eram în Franța, m-am dus la fratele meu la Roma, în Italia. Păi nu te supăra, a fost un control de numai, chiloții nu mi-am dat jos. Da, 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 da. Când am plecat din Paris până la Roma și înapoi la fel. Eu deci... Eu și am, călătoream între două țări. Schengen, totuși, nu era nici. Eu am pățit o nelveție, în Elveția, încă Și atunci nu e. Da. Nu. Bun, dar ideea asta de. Uh, știi, nu, de acum încolo nu vă, vă vor mai controla. Nici o nicio treabă, se controlează la, controlează la fel de mult, da. uh, Deci eu o poveste, așa asta, cu nu cu toate așa Pentru, cum spuneai, pentru tu nu, firmele, o ajută deci a, mult. să se înțeleagă bine. Schengen ăsta era uh, un mare câștig pentru firmele care fac de transport. transport rutier. Corect. De ce? Pentru că alea au de obicei. Timp extraordinar de mulți morți în care pierd vremea, întârzie, stând la controle, la treceri vamale și așa Asta era, Asta era un avantaj, să treci destul de rapid pentru ca procesul ăsta economic de transport al mărfurilor să fie mai ușor. În rest, pentru noi, de exemplu, dacă eu plec cu tine cu mașina și mergem în Germania, va fi și acum la fel și când va fi în Schengen, tot la fel va fi. Te contrazic un pic pentru că, tocmai din cauza că există ăia care stau. Se fac de obicei cozi și la uh, transportul rutier, mai ales când, uite cum e perioada de Paște. A mai bine, departe. da, când e Dar știi de ce? Pentru că trebuie obligatoriu să îți prezinți uh, actul de identitate. Uh, nu înseamnă că cei de acolo nu. Atâta-ți ia, până tu din mașină dai buletinul, da, ți-l verifică și ți l dă înapoi. E relativ rapid, dar având în vedere că vin mașini în continuu, în momentul în care tu nu mai prezinți nimic, fiind fără graniță, adică există acolo, pentru că și acum, dacă mergi în Germania, Austria, unde mergi, este un uh, polițist de frontiere care stă și se uite de la distanță și se pare, stai, patra mașină, pare ciudată. Și te scoate din rând și zice, vă rog, poftiți la un control. Aia merge un pic mai repede, dar vreau să spun, adică nu e așa o... Extraordinar. Da, uite, mie mi s-a întâmplat, de exemplu, să stau anul trecut, să stau câteva ore în vamă, tot așa, pe motiv din asta de Coada Iura la trecerea frontieră spre Ungaria. E un mare câștig, cel mai mare pentru transportatori și pentru cei care, apropo de asta, uite că vor să fac micul Schengen. Nu știu dacă știi și s-au pornit rotițele. Se pare că anul acesta doresc cele trei țări, Bulgaria, România și Grecia. Să facă un mini-Schengen din ăsta adică respectiv de la 1 iunie, de când începe și sezonul, să nu mai existe controle la vama dintre Bulgaria și Grecia, respectiv România-Bulgaria. Asta că... pentru turism. Exact, da. exact, exact. Și sunt și acolo, ore de așteptare. Dar aici, până la urmă, toată povestea asta și noi o îmbrăcăm cu cămașa asta, spațiul Schengen. Spațiu Schengen înseamnă mult mai mult decât trecerile astea de frontieră. Păi bun pentru om obișnuit. Este mult mai mult. E doar asta. Reprezent. Pentru om obișnuit, da. Dar în rest, toate trecerile astea vamale se pot rezolva prin convenții internaționale simple, fac europene. Sa. Adică eu dacă fac convenție cu Ungaria și Austria, pe trec granițele în Ungaria și în Austria fără... Și gata. Și, și gata. Nu mai trebuie să fiu niciun Schengen, da, niciun... Asta nu. e, corect. E, Până la urmă, cum să spun eu... Politica îmbracă în, într-o haină groasă de democrație, într-o miță de, aia de lână nu groasă de birocrație Toată povestea asta care în realitate este extrem de simplă Mă accept să trec la tine fără control sau nu mă accept Asta este o convenție care pot, pot să o facă două state europene fără niciun fel de poveste cu Schengen. Vreau să-ți propun un alt subiect care e oarecum de cancan, dar din păcate, spun din păcate se transmite uh, din zona asta de cancan în zona de, de viață de zi cu zi și mai ales în zona de alegeri. Și spun de ce. Uh, a apărut zilele trecute, au apărut mai multe filmulețe din astea în online, pe TikTok, Facebook și așa mai departe, cu unii care sparg niște ouă de ciocolată, cred că știi povestea, și înăuntru sunt bani, diverse sume de bani în ouăle astea de ciocolată. Bine, asta e un fake făcut de unii că se plictiseau probabil. Da. Iată ce au făcut românii și ce fac în continuare. Au invadat, efectiv, magazinele de, care vând asemenea dulciuri, iepurașii ăștia de ciocolată și au început să i spargă. Uh, uh, și, Dar nu așa, adică e un, e un chiar un fenomen, a devenit fenomen național și îi sparg și caută banii prin, prin uh, epurașii ăștia de ciocolată. Și mă gândeam cât de ușor poți fi păcălit de o iluzie, de un film din ăsta pe pe Facebook sau pe orice rețea de socializare și îl transpunem păi da, dacă și la alegeri la fel, dacă tu degeaba te tot gândești, dacă înainte de alegeri vine unul și spune nu știu ce și ți arată uh, pe un ecran verde cum avem noi aici croma în spate că uite așa o să arate orașul care îl fac eu dacă mă alege sau nu știu, o chestie din asta, uite orașul ăsta l-am construit undeva sau e o machetă făcută sau da. vreo idee din asta nebunească care vine la unul și ți-o trântește, oh, Gata. Adică cât de ușor poți fi păcălit. Da, da. Și pe asta ține, cum noi am povestit despre asta de atâtea ori, ține de educație. Ești captiv la orice prostie de asta pentru că nu ești educat. Nu știi. Nu faci diferența între virtual și real. Dar cum poți să crezi că e adevărat? Păi, cum poți să crezi? Dar cum poți să-i trimiți bani lui, lui Tom Brad Cruise Pitt? sau lui Brad Pitt? Da, zis, poți. Nu, Uite, cum vezi. Păi, Gândește-te care e nivelul despre ce vorbim. Da. Uh, da nu Capcana asta uh, transpunând în news, electoral vrei, da. povestea asta exact. să știi că fake news-ul Va juca un rol extrem de important la alegerile astea. La alegerile astea. Exact. De ce? Pentru că deja numărul celor care au acces la instrumentele astea este foarte mare. Acum, până am văzut pe oriunde am fost, până și bătrânele de alea de 80 de ani de prin satele muntenești da, ale da. județului, au măcar un dispozitiv, nu cu ecran neapărat, ăla cu care să vorbească. Dar au deja și dispozitive de asta că mai pot să vadă să fac, și știu deja să facă o videoconferință. Și, Volodia, dacă și nu au toți, are, una are cineva și acolo? Se da? da, da, da. Și atunci, tot felul de filmulețe, că e suficient să-și pună la candidatul un om acolo, să-i dea de băut o lună de, de zile și să-i dea să tot arate filmulețe la grijă. ia, hai să vă arăt, mă. Hai, vă, ia copie, să ai că strimi -ți și ție, du-te acasă și o da, da, Deci, da. toate lucrurile astea vor, vor funcționa. Dacă îți amintești, apărea zilele trecute o poveste pe rețelele de socializare. Și spunea, iată cum putem vedea cam care este nivelul electoratului român. 40% sunt captivi la modul, care cel puțin mie mi se pare grosier, vulgar, în care își face piedone campanie. Da. Aparițiile. Aia. 40% sunt captivi direct, deci spun, aia este, da. ăla da. este om. Da. Ei, în momentul în care așa, asta este mentalitatea în masă, nu ai prea mare așteptări. Și cum să, să zic? Nu ai prea mare așteptări, pentru că, cum să spun eu, degeaba vine, aduc un om, acum eu înțeleg, că ai văzut că și PSD-ul acum și-a tras niște benz, de-alea mă uitam și când am fost la Cluj și înapoi, la, că au apărut deja panourile alea uriașe de publicitate electorală, nu-i spune electoral, dar electorală, așa. Și și-au tras niște benzi de alea stilizate cu motive românești. Da, da, da. Așa se spune că ar fi românești, cum, cumva cam grosolan făcute, dar nu contează asta. Uh, ca, să, cum să eu, ca să, se alinieze stilului aur. Da, ce se cere acum? Că au văzut, bă, de deci ăștia au câștigat, că zic că sunt românești, nu știu, și noi. Votați românești, asta e da. mesajul lor. Dar nu e nicio problemă, nici ăștia nu se lasă mai prejos PNL-ul sau ăștia. Dacă te uiți la corturile lor, dacă te uiți la modul toți cum povestesc, cu, da, cu toți, toți au devenit uh, Foarte brusc da, naționaliști. Da, 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 naționaliști, Populiști erau și înainte, dar naționaliști au devenit toți. Deci, la noi, cum să spun, Politica, doctrina politică este uh, irelevantă. Adică este fără sens și nu există. Nu, nu. Adică există, dar lipsește cu desăvârșire, cum ar Bun, spune Caragianul. Uh, cu atât mai mult, că asta ziceam cu fake news-ul ăsta, cât de bine funcționează, încât, exact cum spuneai tu într-una din emisiunile trecute, la aceste alegeri nu are, uh, uh, nu are loc o dezbatere uh, pe niște programe, pe niște uh, lucruri certe da. De asta spun că nu poți să aduci, degeaba aduci un om inteligent, un manager foarte bun care să explice populație, fiți atenți. Deci, avem pierderi de atâta în bugetul, eu din buget, din secțiunea aia, mut în partea asta altă și avem dezvoltare. Da. Așa da să uite la ce dracu spune și ăsta, frate. Exact. Exact. Vorbește aiurea. Ei, vine ăla cu acordeonistul în spate și spune, lume, lume, începe să cânte și așa mai departe. parte și... Și -o, cu roabă. o, -o roabă. Ăsta, ăsta, ăsta e cu poporul. Da. Da, poporul. Da, da. Gândește-te că la noi nu se discuta. era ieri o discuție la emisiunea lui Strîbra pe Europa FM despre un nou manual care se pune acum pentru anume istoria evreilor. Va fi un manual care se introduce, o materie, și povestind despre faptul că există, există manualul ăsta și istoria evreilor, se povestea și despre nevoia ca oamenii să afle. Nu? Că de la. la asta era discuția. Este nevoie de astfel de istorie? Da, și explica o, o doamnă specializată în lucrurile astea și care a lucrat la manuale și a explica, sigur că este nevoie pentru că majoritatea nu știu s-a dovedit în timpul emisiunii că cele mai multe mesaje care veneau și care n-au fost citite, erau evident erau antisemite, mă, nu erau antisemite Asimite de alea exact. cu le e gâtul, le... da, deci da, cum da, să da. spun eu, lucruri care nu s-au mai auzit în România la modul deschis de, din perioada legionară deci da? nu puteau din... fi citite era atunci da, da. O, o, o emulație ei, da. de asta este nevoie să afli la fel cu politica noastră că ăștia spun bă noi suntem liberali noi suntem aurici, noi suntem pesediști uh, ei sunt otova toți o apă și o pământ dacă poporul zice bă ne trebuie niște Dă ăștia mă să țină cu țara mă, da, să se bată da, da. cu Europa, cu Dintr Rusia, cu America da, cu toată da, da. lumea Tot și noi sunt... să fim singuri să ne facem fabrici și uzine exact. hey, ce înseamnă asta? asta înseamnă că noi nu cunoaștem o... sau nu mai vrem să înțelegem efectele unei istorii recente, istoria comunismului. Exact. 50 de ani de comunism în România au însemnat spălarea pe a întregii populații. Gândește-te că oamenii ăștia, după 33 de ani, 34 de ani, de la mișcarea aia care a fost în decembrie, Revoluție, ce-o fi fost, oamenii încă trăiesc în comunism. Da. Și încă trăiesc cu nostalgia asta a conducătorului, dictator da. care el impune și face Tătucu. a Tătucu. mesajului da. ăla România este cea mai tare cel mai tare, românii sunt primii de pe pământ ăsta și unici și da. restul lumii are ce căuta, da. așa și ce ne trebuie nouă egalitate, Băi, Adică eu să fiu egal la bani și la trai cu domnul doctor, cu domnul profesor universitar, cu șeful de la Microsoft, cu toată lumea. Eu să fiu... Păi cum era pe vremea comunismului. Ei, dar în același timp, dacă îi spui cuiva care câștigă un salariu, câștigă nevastă sau mai câștigă după amiază, mai repară în weekend o casă și are mai mulți bani și își cumpără o mașină mai bună, să fie egal cu vecinul lui care câștigă salariul minim pe economie, nu îi place. Păi, adică, cum să spun eu, vrem să fim egali, dar vrem să fim egali noi fiind mai jos, să fim egali cu bunăstarea celui pe care îl invidiem. Exact. Ei, asta nu mai ține de comunism, asta ține de șarlatanie, de, de golănie, de egoism. Ei, în condițiile în care noi gândim așa, în condițiile în care politicienii nu ne oferă nimic, noi nu avem o politică, spune, bă, uite, mie îmi place, vreau să votez politica liberală. De ce? Pentru că este o politică care merge către dreapta, către dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și eu aș vrea să fiu și eu un mic antreprenor. Și îi protejează pe mă, mă protejează pe mine, da. îi protejează pe uh, cei care au persoane fizice autorizate sau profesii liberale. Extraordinar cu ăștia ar vrea. Sau vreau cu psd pentru că eu sunt un muncitor harnic. Eu vreau să ies la pensie cu, cu o pensie ca lumea, muncind, cum muncesc eu, cinstit la fabrică, făcând o -mi mie treaba și nu știu ce, și toți noi muncitorii să avem și noi, cum era într-o vreme, să putem merge măcar la un concediu la mare. Și cum spune domnul mare. Ciolacu, avem așa. impozit progresiv. Și, așa, și cum spune asta domnule, să le ia da. și la ăia care la câștigă, aia, exact, așa, exact. să le mai ia nici bun, și mergem către aia. Sau... Eu mă duc cu ăștia de la aur, aur pentru că da. ăștia vor pur și simplu să asaneze clasa politică, deși aur până la urmă se dovedește făcut din celelalte partide prin, cum să spună, teoria resturilor. Nu pot să fac lucrul ăsta pentru că, dacă sunt foarte cinstit cu mine însumi și cu ceea ce îmi spun politicienii, toți sunt la fel de liberali, pesediști, auriști cu mai, mai da. Otova. Ei, în condițiile astea, tu ce să ceri? Ce să ceri electoratului? Pentru că electoratul, ca să faci educație cu el, tu trebuie în timp, în ăștia 30 de ani, ar fi trebuit să îl înveți. Ce înseamnă liberalismul? Și să-i dai exemplu. Iată, model de politică liberală. Ce înseamnă socialdemocrația? Poftim. Ăsta da, este modelul da, de, da. de... Adică, omul să recunoască, știi, ca la un examen. Dacă îl întreb, domne explică în ce constă socialdemocrația românească. El să spună, domnule, înseamnă asta, 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 ăștia urmăresc, cam așa vor să facă țara. Sau liberalii vor să facă așa. Ei, nu! Nu mai există lucrul ăsta și inclusiv la, în teoriile astea anti partidele noastre vașnice care spun noi suntem europeni trup și suflet, devin anti cum să spun eu, indirect, pentru că ce cultivă? Cultivă răutatea aia și mesajul ăla de uh, opunere la tot ce înseamnă integrare europeană. Exact. E, și atunci nu, este o ma nu trăim o mare minciună. Exact cum am văzut ieri, că am auzit că n-am -am apucat să văd că eram tot pe drum. E, era o discuție în care un politician de la USR era întrebat, dumneavoastră, da, toată conducerea partidului sau de la Reper, nu știu de unde era. Toată conducerea partidului sunteți pe lista la europarlamentare. Aici, da. în țară, cine face politica dumneavoastră? Exact, exact. Erau toți acolo. Așa e. Și la OSR, Și el, la PNL, acolo. vezi, toți sunt acolo. Păi cine o să mai fie în guvern? Cine o să mai fie dacă toți sunteți pe lista la europarlamentare? Mai rămâne toți cineva, sunteți... da. Ei, vezi? Nu e, nu e în regulă. Nu e în regulă. Democrația noastră este o, cum să spun eu, o teorie șchioapă și o practică absolut demagogică. Ca, ca să întăresc ceea ce zici tu, ai văzut și stilul ăsta de campanie, pentru că e oficial nu e, dar a început. Cum se face? Adică se merge piedone, face o mișcare, cârstoiul s-a plimbat cu metroul. Nu Și totul este a. o miștocareală. La mișto, deci pe Deci, totul, totul este luat în glumă da. și în mod vulgar. Pentru că este vulgaritate să-ți bați joc de, de electorat făcând, cum să spune, discutând toată ziua despre cât zi eu mai șmecher decât ăla. Păi tu asta îmi propui. Da. Un șmecher mai șmecher decât, decât șmecherul ăla. Da, da. Adică Care Piedone se propune mai șmecher decât... Cristoiu sau cum îl cheamă, da, așa. Da. Ăla se cu, și ăla, în ciuda faptului că este uh, dita mai medic și director Professor de spital și așa, de spui că ar fi un intelectual da. mai rasat, așa, limbajul lui este tot de cartier, nu este limbajul unui gentleman. Nu, e El tot așa răspunde, tot își mișto da, ați vrea să vin cu bicicleta la, la lucru? Nu, sau... da, Cristoiu s-a plimbat cu metrou. O să repet gestul. Nicușor ți-am păstrat un loc. Poftim declarații. Da. Adică să vine și la cu metrou. Nu, n-am înțeles Până la urmă, dintre toți ăștia, să știi că mie mi-e mai drag Nicușor, bă, care la are o, ce în gușă și în căpuș, are un, un discurs liniar, nu, nu s-a modificat de acum 4 ani. Da, doar că ai văzut Nu va că șansele lui devin din ce în ce mai mici după cum. Ai văzut și tu sondajele și Nicușor da, e... nu. nu. ei, dacă ei și cobori în Bucureștiul lui Caragiale... E acolo, e acolo, ești acolo, da. Este Bucureștiul anului electoral 2024 și au trecut de la Caragiale până acum destui ani. Da, și ce e interesant? Interesant este faptul cum, în continuare, nu știu dacă s-au prins bucureștenii sau nu, cum PSD-ul tot și Margel Ciolacu și și PNL-ul ne spun că Rareș Bogdan și Ciolacu spuneau, domnule, dar domnul Cristoiu nu e fantastic, dar uitați că în fiecare săptămână câștigă câte 2-3%, deci e bine, adică și toată lumea și-a dat seama, sau ce mai mulți și-au dat seama că de fapt el a pus a fost pus acolo ca să rupă voturile lui Nicușor și să câștige piedone că el n-are nicio șansă să câștige da. dar eu dau înainte cu povestea asta, înțelegi? Da, din, din păcate, nu numai jocul ăsta uh, golănesc, așa șmecheresc pe uh, până la urmă pe viețile oamenilor, că de, de toată povestea asta depinde un, un viitor la fel de incert ca și alegerile Da uh, dar eu mă uit, uite, cobor în județul Hunedoara. În județul Hunedoara am văzut uh, unul din care, că nici nu mai intru așa în detalii, dar unul din candidați vine și spune Ha, păi noi venim și pentru prima dată uh, noi însemnăm viitorul, noi dezvoltăm județul Hunedoara. Fraților, și voi, și aia care sunt acum, conduceți județul ăsta de 33 de ani și nu l-ați dezvoltat. Exact. Adică pe aici, pe acolo s-au mai făcut în anumite etape câte, câte ceva. ceva. Dar, dar să-l dezvoltați, să-l scoateți din zona aia negru spre cenușiu de post-industrializare, către ceva, industrie de servicii, turism și altele, n-ați făcut. De, de brusc, anul ăsta, de, de anul ăsta începe dezvoltarea. Dar de anul ăsta începe dezvoltarea din 4-4 ani, din 1990 încoace. Da, da, uite, am mai văzut păi, Spune-mi tu, da, ce platforma electorală da. e aia? Nu Deci, eu mă duc peste tot, umplu tot județul, le spun eu voi dezvolta județul Hunedoara. Da, bun. acum... Ce aia? Ce? -i? Adică să-l dezvolt. Păi ai fost, mă frate, tu ai condus. De ce nu l-ai dezvoltat? E ca până, și acum? Când, până acum nu ai fost și vii acum și zic, da. bă, gata, vin eu și fac. Dar, uh, apropo de asta, uite, chiar vreau. Asta e aș... ca o definiție a politicii. Vreau să spun că, uh, de ce e frumoasă și pitorească România. Pentru că, uite, a fost meciul de cupă. Cred că ai văzut Corvinu cu CFR. Te-ai uitat. Dar n-am fost pe stadion, că nu mă pe țin stadion, dar, picioarele, dar m-am uitat uita la televizor. Da, ce vreau să spun legat de asta? Un meci frumos, bravo, felicitări, Corvinu muncă, jos pălăria. Jos pălăria dar, uite cum i-a mai adus, dacă mai era nevoie, încă nu știu câte procente primarului din Hunedoara la da, acest da. meci. Da, da. Deci vreau să spun că în mod sigur, Victoria asta a Corvinului contribuie uh, esențial, deși nu mai era mare, nu mai, era nevoie, ne, nu mai dar... nevoie, dar contribuie, contribuie la e, imaginea bună pe care o are primarul Boboețanu la Hunedoara. Da. Nu. Și, 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 acolo, și acolo m am, m -am uitat că și, Cine a venit uh, pe la... Politica care se face, deci cei care vor să-l învingă, îl înving căutând pe, pe la marginea orașului locuri de la mai virane și pe se care să le filmeze. O poză să filmeze. Da, da deci știi, deci, cam asta e. Cu asta l-au bătut de la un da, -au ce. necăjit. Deci, el, deci el până azi... la urmă raportează uh, ca să folosesc așa un limbaj mai cunoscut tuturor, că noi toți am fost comuniști cumva, uh, într-un fel sau altul și mai suntem. Uh, Bă, mulți raportează un mandat bun? Da. Da, cu da. tot felul de lucruri și care se văd. Dar nu dacă este asta cu Corvinul... Iar cu Corvinul Corvinu e... Da, Hunedoara, doara Corvinul e emulație. Corvinul da. e orașul da. Hunedoara. Corvinul, deci, Corvinul este o emulație pentru toți Hunedoreni, da, nu, da. nu, numai pentru cei din Hunedoara. În Hunedoara nu poți să te duci, adică să te ferească Sfântul, e o chestie, e o chestie unică. Să te ferească Sfântul, să te duci prin Hunedoara, ca turist sau ca ce vrei tu și să zici ceva rău de Corvinu Că ți-ai da. bătaie, jur. -ți da, da e... na, na. Nu, nu, și despre Corvinu vreau să spun că și când era la pământ, sunt sau da. oameni, fani în cluburi. Da, da sunt că, și totdeauna. Crâșme în care da. se vorbea numai despre deci, corvinul. de ora nu. este da, un fel, da. dacă vrei, de de ce este, se brand, este brand, este brand, este un brand și dar nu este numai al lor, este al întregului de județ. Deci ce se întâmplă în Brazilia sau în Argentina, știi că sunt da, acolo da, da, da. unde nu poți te da. să te duci să. Corvinul com... Hunedoara pentru tot județul Hunedoara este reprezentativ. Bun, dar cu atât mai mult. A mai mult. Mult. Așa FRA, cum a fost exemplul pentru Valea Jiului, Jiu Petrușani i A FRA FRA cu... Cluj acum. La revedere, ce mai? Mai are rost să mai candideze altcineva? Jur. Da, și da, ca să nu mai da, da. vorbim că dacă ajunge și în finale sau ia și cupa E gata, nu la rost să se mai țină la Și să știi că nu-i departe. Deci, nu, dacă nu, au un, un joc la fel de frumos, ca asta cu clujul voluntar poate fi, da, depășit, poate fi ușor. depășit. Și depășit și. de ce să nu ia și cupa Bun. Doamne, asta, ajută. Dar interesant a fost că la meci am văzut politicieni din toate partidele care și-au făcut poze, că au fost la meci și păi, sunt gorvini. Nu poți să nu lips, să lipsești la așa păi, ceva. Cum să lipsești de acolo? A da. De acolo da, da, apropo, au fost la meci doar că Spum a luat-o doar primarul de la Hunedoara. <laughs> da, Băi, el s-a și luptat pentru echipă. În ciuda nu, faptului, -a... dacă îți amintești, în ciuda faptului că a, a luat Bobârnace și șuturi în fund, că vai cât cheltuie, că face, da, că da, nu știu da, ce, au făcut mișto de el că face nu știu ce stadion și... Da. Da, dar cel mai important, pe tricourile jucătorilor scria primăria Hunedoara. Și cu asta am zis tot. Corect. Bun. Să revenim la alte, alte situații. Un sondaj IRES de ieri a apărut știrea, nu știu dacă o știi, dar probabil. Sondaj IRES. 23% dintre tineri ar vota cu aur. Ce cred politicienii despre opțiunile lor și despre rețelele sociale? Uh, Într-un sondaj realizat de IRES, la comanda organizației Tinerii votează, partidul ori se află în vârful preferințelor de vot. 23% dintre tinerii care au participat la sondaj ar vota cu partidul lui George Simeon dacă duminică ar fi alegeri. Politicienii cred că generația tânără preferă discursul radical și consideră că aplicația TikTok este vino vinovată de acest lucru. Analiza este destul de slabă. Pentru că, hai să facem un pic de artimetică, cum să zice, în popor. Să facem un pic de aritmetică. 23% dintre tineri, iar tinerii votează în proporție de 10%. Fă 23% din 10% cât fac? Mai nimic. Fac o țără, da? Mai nimic. 2,5%. Exact. Deci pe electorat. Așa că deodată pornim de la o premisă falsă. Dar există un subiect de discuție aici. Deci, da, subiectul da. nu este că de acolo își câștigă voturile. Aur își va câștiga voturile de la oameni peste 40 de ani. Păi, a, sunt cei care mai vot. Și da, de peste 40 de ani. Și cred că zona de unde își vor lua cele mai multe voturi va fi înspre pensie, încolo. Uh, pentru Bun. că, ce, apropo, era un sondajul este făcut pe. 800 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, exact cum spuneți, da. care nu merg la vot. Care majoritatea nu merg la vot. Da. De asta spun. Dar o discuție există. De ce preferă discursul ăsta? Păi, în primul rând, din neștiință. Da. Ăștia, de vârsta noastră, sunt mulți care nu știu care e treaba cu politica România și, în general, așa cum noi am demonstrat de atâtea ori, nici nu prea ai ce înțelege din politica românească. Unul la mână. A doua la mână. Tinerii până în 35 de ani nu știu absolut, nu urmăresc și aproape nu știu nimic despre politica românească. Dacă ei pe stradă și să faci alt sondaj, să întrebi, spunem un politician social-democrat, spunem un politician liberal și spunem un politician aur, 99% nu o să-ți poată spune niciunul dintre ei. Da. Nici unul, nu că unul sau altul. Doar dacă așa într un colț a auzit că atunci când s-a dus la club încă mergea nu nu începuse distracția și încă mergea telejurnalul. Da, și a da. au auzit, bă, unul unul Sau da. s auzit pe acasă pe bătrâni cum se certau, cu sedan, eu, habe, eu, habe, eu, salare, cuordum, eu salgue, cu ciolacul, eu cu da. De asta. Doar și, așa dacă au Și au zis. probabil de George Dar Simeon. nu probabil. au nici cele mai elementare noțiuni de politică. Majoritatea dintre ei și asta s-a demonstrat în mai multe studii, în mai multe analize. De asta un sondaj de genul ăsta este irelevant. Adică ce spun? Eu iau niște oameni, de exemplu, știți cum e sondajul ăsta. Ca și cum aș duce în comuna bătrâna și aș face un sondaj despre Umberto Eco. Exact. Despre care, care sunt trăsăturile esențiale ale poeticii la Umberto Eco. Nu. Și spune. Zero, exact la zero. fel. Zero. E, pe da. Și răspunsul este tot, este tot zero. nu? Da. Deci explicația asta, gândește-te, dar gândește-te ce manipulare există în explicația asta. Este o manipulare până la urmă. Tu spui așa, tinerii sunt niște dăștia da care ies cu aur, te-ai uitat la manifestările alea când au fost și la CBA și pe stradă și când au intrat peste Parlament, i-ai văzut pe tinerii între 18 și 35 nu. de ani să în gardul Parlamentului, Deloc. venind cu băte și venind, fiind în față cu steagurile alea de la aur? Deloc. Nu. nu. Păi, hai, despre ce vorbim? Da. Nu, da. nu, nu, electoratul lor este cu totul altul, dar, dar, între toate poveștile astea există o doză de uh, realitate, dacă luăm în calcul așa. Deci ei nu se pricep la politică, sunt tineri și nu votează. De ce ar, spune, ar răspunde aur la întrebare? Știi de ce? Pentru că aur este cea mai vizibilă formațiune politică din România. Da, da, și strigă cel mai tare. Și chiar dacă nu mă pricep la politică, de ei am auzit. Da. L-am văzut, am hohotit de râs, văzând că mai mult de atât, Aur este cea mai prezentă formațiune politică pe instrumentele pe care le folosesc tinerii. Rețele de socializare, da. de toate tipurile, de la. Doar TikTok. Că, doar că tinerii nu prea merg la vot. Așa, dar nu merg. Deci, răspunsul are, are o parte de analiză, dar este irelevantă pentru rezultatul votului. Alianța, apropo, un nou sondaj. Părerea analiză. mea. Un sondaj realizat de curs de tip Omnibus în perioada 19-28 martie. Dăm voie să-ți prezint foarte pe scurt datele. Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 9 iunie 2024. Dumneavoastră cu ce partid sau alianță politică ați vota? Și aici o să-ți dau rezultatele sondajului realizat, așa cum spuneam, foarte de curând. Alianța, Coaliția PSD-PNL, 53%. Pe locul 2, foarte departe, cu 14%, Alianța Dreapta Unită, USRPMPFD, și Alianța pentru Uniunea Românilor Aur, tot 14%. Pe locul 4, mi se pare cel puțin ciudat, SOS România, care e la egalitate cu UDMR, apoi mai este Partidul Umanist Social-Liberal, care e de fapt piedone, că altceva nu mai este acolo, și uh, altul, tot așa, 5%. Da, părerea mea este că. La nivel grosier, există. O, se potrivește cumva cu analizele noastre uh, politice la zi. Da. În sensul că este evident că noul USL sau alianța asta, așa, da. va câștiga. Părerea mea este că va câștiga cu un scor mai mare decât uh, se, se -se. 53%. Se... Da. Așa. În al doilea rând, sunt aproape convins că aur va fi pe locul 2 și nu, nu la egalitate sau pe locul 3, ci va fi pe locul 2 la o distanță considerabilă de, față de alianța cealaltă. De ce? Datorită popularității și exact cum explicam mai înainte, a zonei din care își trag votanții. O altă observație ar fi că sosul ăla începe să se dilueze. Da, păi acum cu scandalurile... Încet, cu... Încet, da. încet, încet oamenii au început să priceapă că acolo este uh, mult și o mare prostie și, uh, cum să spun eu, între, în zona aia ce să cauți? Și nu nici măcar partid, că de ce fapt s-au se dat seama că era vorba despre ce au de împărțit? Acolo este vorba despre o persoană care își uh, cultivă propria aroganță, pe exact. cum poate mai bine. Dar, uh, se va duce jos în momentul votului și am să spun de ce. Pentru că în momentul în care oamenii vor vota, nu mai e de hăhăială și de alea. Omul stă acolo și se gândește, bă, totuși trebuie să votez pe cineva, dar votez pe cineva care iese. Care, exact, nu N are rost. Ceva. Bun. La, în același sondaj, la alegerile locale, dumneavoastră cu ce partid sau alianță politică ați votat? Și aici vine. PSD 35%, PNL 21%, Alianța pentru Unitatea Românilor 13%. Alianța Dreapta Unită, USR, PMP, nu știu ce, 13%. După care UDMR și aici ai dreptate, SOS România e mai jos și așa mai... și exact cum spuneai. E și mai Asta jos. e la locale. Da. Nu, nu, nu ăsta e mai croit pe picior. În sensul că șansele PNL-ului de a scoate un scor comparabil cu cel pe care l-au scos în 2020 sunt foarte mici. Acum, deci deodată, ăsta este, da, este la e, locale. Bă, numai dacă te gândești la asta și deja tot clasamentul se schimbă, da. pentru că trebuie să distribui voturile alea undeva. Acum, asta este, ăsta este ultimul sondaj făcut pe final de martie. Probabil, acum cifrele mă gândesc că n-or fi, sunt totuși cât de cât apropiatre și așa cum spuneai și tu de foarte multe ori, totuși nu prea ai cum cu ce să bați alianța... Alianța A PCR sau cum A noi, de la Partidul Noi, nu, la noi, nostalgia bon. după un partid unic, un tătuc care să ne conducă și să dea cu biciu e mare, încă. Lasă, domne, să facă, să dea pentru popor. Uh, da. Avem, așa, nu știu. Nostalgia sclaviei comuniste. Pe uh, de altă parte vedem tot felul de declarații din astea, ba la Tudose, ba de la Rareș Bogdan, cum o dau înainte cu Cârstoiu și cu... Dar și ei sunt, deci, și ei sunt în aceeași zonă a hilarului, a unei miștocăreli generalizate, a unui joc de ăsta de a și pisica, Totul seamănă, deși poate comparația nu e așa de bună, pentru că eu îl iubesc pe Molière și a făcut piese extraordinare, pline de geniu, ca să zic așa. Dar e ca într-o piesă a lui Molière, to toate personajele joacă fals e, și joacă pe interesele lor. Ei în spate, de fapt, până la urmă ei se gândesc, mă, cum ajungem noi la șuncă. Da. Și în rest, toate declarațiile, dacă a observat, sunt așa... Cum spune, ca fotbaliștii, care trag ca la ruibii, știi? dau mingi. În da, apropo de. da. Apropo de ce spuneai tu, cum funcționează, nu merg sistem, la gol. cum funcționează sistemul și politica, și ce vorbeam noi dimineața la emisiune, unde ne tot spunea uh, și ne scria Eugen că, domnule, cum este cu, uh, uh, eu știu, Managementul management resurselor, <laughs> da. exact despre asta era vorba, managementul resurselor și despre meritocrație. Ai văzut știrea cu Le Frizer care a fost pus șef la jocuri de noroc. Le Coiffure. Le <laughs> și, interesant, bun, ce mi s-a părut ciudat în toată povestea asta a fost, de fapt, nu faptul că l-au pus acolo, ci declarația Ministrului de Finanțe la propunerea căruia a fost pus în funcție, când a fost întrebat unul, Ministru, dar... Să știți că eu nici nu am citit cv nu, -am propus nu da, exact. Deci asta a fost tare de nu. tot. Deci, -o să uh. spun, gândește-te la un lucru. Băi, dacă venea de la păsădiști... Mai, mai ziceai. Bă, ziceai, bă, lasă că ăștia... Ăștia tot așa tot, fac, tot, da. Tot felul de... De ăștia, muncitori manuale au adus în funcții de astea mari. Exact. De mai departe. S-au mai întâmplat, am văzut de atâtea, de ori ajuns până Păi opa sus. De la Așa. de la Viorica la Ciolacu de, 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 tot da. acolo, Așa. adică. Da, bă, omule, de la liberal, mă. Da. ăștia care tot timpul s-au ținut cu nasul pe sus, că, bă, nu La sunt zonuri, niște intelectuale, adică da. niște gentlemen, niște boieraj, ăia cu, cu Quintus, cu Bălăceanu Stolniș cu exact. oamenii ăștia de vorba aceea, cu profesori, cu uh, profesiile liberale, avocați de marcă. Păi, păi tu să scoți din, din toată povestea asta unul care te tundea în cap, să-l pui șef de agenție. Avea, avea o scuză, avea dreptul terminat, era posibil. Irrelevant Irrelevant Da, auzi Interesant Cum să zic Într-o țară păi normală Drept, dreptul Măi În România oricine. Anului 2024 Orice bombă o Poate să Fate termine drept. Facultatea de drept Dar auzi Poate nu termină Pe aia hai la să fac O, o termină pe aia Un la exercițiu la Prin reducere la absurd zic Franța, că știu că ție ți e place Franța și ești mai legat de Franța. O iubesc, nu-mi place. O iubești. În, în Franța. Dacă ministrul de Finanțe al Franței ar fi spus, domnule, l-am propus pe ăsta, dar nici nu i-am citit CV-ul, n-am apucat să-i cite CV-ul. Dar nu la ei nu există lucrul ăsta. Și am să spun de ce nu există. Pentru că, cum ți a mai spus odată și am mai spus și celor care ne urmăresc, exact cum fac... Singurul partid din România care face selecție în stilul ăsta occidental este UDMR, -ul, pe bază de dosare, de merite, de ce ai făcut. Știi că ei când își fac candidaturile, da. fac un dosar, asta o știu de la Iuliu Winkler, de la europarlamentarul nostru, pe vremuri în povestea. Uh, își fac un dosar, dosarul ăsta este analizat, filă cu filă, ești din domeniu, cât ai, bă, ce ai făcut. În da, da. Ce, cumva, când ai ieșit în față, să nu fi atins de nici. de da. Ei, hey, în Franța, eu am, văzut, am prins un ciclu de alegeri la ei și m-am uitat. În momentul în care apăreau candidații, bă, fratele meu, în spatele lor era prezentat public un CV. Oricine intra în administrație pentru o funcție, primar sau membru din un consiliu, avea în spate cel puțin, cel puțin 10-15 ani de activitate în domeniul administrației. Lucru por a fost la, în, nu? acolo în, în administrația regională, ori a fost în administrația locală, dar ori... oameni care în cv și prin educație, și prin perfecționări care le-au făcut, și prin activitatea lor profesională, sunt Capabil să facă ceea ce unde vor să ajungă. Nu există personaje, cel puțin eu n-am întâlnit, ori fi și pe acolo, că, cum să spunem, nu există pădure fără uscăturii da. nu, nu tot tot, da. Și nu e, nu e Franța etalonul uh, luptei anticorupție, că și acolo sunt tot felul de șmecherii și uh, am văzut destule dosare. Dar, în general, în momentul în care partidele propun oameni, mă, propun oameni competenți pentru funcțiile respective. Tu ai observat, miniștrii care ajung, te uiți pe CV-ul lor, băi, au în spate, totuși, da, da. există rațiunea pentru care omul ăla a fost pus să fie ministru undeva, într-un domeniu. La noi lucrul ăsta nu are nicio relevanță oricine poate să fie orice. Ai văzut de atâtea ori, cum mai ales cei de la ProTV, colegii noștri de la ProTV Național, când fac acțiunile alea să se ducă prin administrații, să întrebe. Să întrebe. Da, da. Ai văzut ce descopere? ce directori descoperi Niște oameni care sunt complet analfabeți și da. conduc instituții. Da, da. Ei, pentru că partidul i-a pus acolo și. Nu intrăm acum în detalii, dar avem și noi în județul nostru exemple. Nu e nicio problemă. Așa. De oameni care nu au ce căuta acolo unde sunt să conducă ceea ce conduc. Uh, pentru că partidul îi pune acolo, nu mai vorbesc de funcțiile mai mici care nu sunt foarte vizibile, unde e prăpăd. De asta se și întâmplă o grămadă de nenorociri și de asta sistemul în, în sine nu este reformat și nu poate progresa și nu este eficient. Ei, hey, uh, dar acum. Când tu ești în preajma alegerilor, tu scoți la iveală unul din cei mai slabi oameni pe care ai, să-i pui undeva într-o funcție, că ce? Eu, pentru că am participat la tot felul de lucruri care țin de bucătăria internă a unor partide politice, știu foarte bine că lucrurile astea se întâmplă într-un anume fel un om care vrea să candideze, să fie pe listă, undeva sus, da. care de venit la partid cu o anumită, un anumit nivel de cotizații de bănuți, de scos bănuți. Sunt niște bănuți care de se văd, sunt niște bănuți care se duc da. și nu mai trebuie și acte pe ei. La, evident că pentru funcțiile mai sus, funcțiile mai care mult țin bănuți. în zona guvernamentală, bănuții sunt mai mulți, contribuțiile mai multe și cam așa se ajunge. Și atunci, Povestea este că dacă unul este genial, a terminat Harvardul, ul și vine și vrea și el o funcție și îi spune, păi trebuie să vii și tu cu un 50 de mii, 100 de Ce mii te recomandă? De euro, păi da. așa, și ăla spune, păi da, eu n-am, că de, eu am terminat la facultate da. și am făcut-o cu bursă. Da. Pii, nu, te apuci de politică, băiete. Ești prea calificat pentru deci, asta. Nu te apuci de politică, în politica românească nu avem nevoie de ăștia ca tine. Avem nevoie, că eu am văzut în politică oameni săraci care au vrut și ei să ajungă, și până la urmă au ajuns. Și care, ca să ajungă să, să candideze pe un loc eligibil, s a dus săracii și în stânga și în dreapta să facă rost de bani ca să potizeze, ca să poată candida. Sistemul ăsta este putre din start. Ei, dar revin. Tu, partid, aflat în cădere liberă, B Bustru și cu șuturi în fund de la proprii tăi membri. Tu propui un, un personaj capcană care te bagă în gura presei. Mai înainte prumat, de alegeri. Înainte de alegeri, exact. Păi, și gândește-te că te bagă în gura presei, dar te bagă în gura adversarilor politici care vor mătura cu tine în campanie. Acum, uite, ai, ai să observi un lucru și asta, vă rog să fiți toți atenți. Acum, atacurile au, au un anumit nivel. Se dă, știi cum se lovește și fugi da. tehnica. dă e una așa și am fugit. dă una în campanie, acum. da. Dar în secunda în care se va declanșa campania electorală până în ultima zi de campanie la ora 24, se va lucra cu bătele. Și toate mă. lucrurile astea care acum au fost atingeri de șficuire așa la funduleț, vor fi lovituri tare cu, tare cu bâta. Da. Toate lucrurile astea vor fi re reamestecate și scoase la iveală. De asta este absurd. Deci dovedește iarăși spre disperarea mea, că nici nu știu ce Dumnezeu li se mai poate întâmpla să se trezească. Ăștia liberalii iară fac o dau de, de, gard cu lucrurile astea. Parcă au așa o chestie, ori au o chestie sinucigașă, ori într-adevăr cineva care e plantat acolo, bă, le face un rău definitiv. Și le face un rău foarte bine calcar. e la rădăcină da. și ăla e un geniu. Un geniu. Cam cu, cam cu asta e și, e și concluzia emisiunii. Mai aveam câteva lucruri interesante, dar pe care le vom o concluzie discuta. luni de geniu. Le vom, le vom discuta luni dimineața, uh, pentru că vreau să ajungem și pe plaurile noastre. Mai avem încă un candidat la primărie, avem șase până la deva. Uh, păi până la 14 cât am zis eu mai sunt Da, sper să nu fie totuși chiar atăți. Și vom mai discuta lucruri la fel de interesante Luni dimineața în lunia cu Volodia Până atunci un weekend frumos tuturor